Bună seara, felicitări pentru victorie, felicitări pentru parcursul de până acum din acest început de campionat. Cum a fost, ce înseamnă această victorie pentru dumneavoastră? Înseamnă foarte mult. Înseamnă că ne consolidăm poziția în clasament, înseamnă încredere. Înseamnă că suntem totuși o echipă foarte matură, ținând cont că am fost dominați în prima repriză, o echipă Dinamo cu dinamică mai bună, o posesie mai bună, mai multă, așa, mai relaxați decât noi. Presiunea asta rezultatului, public, așa mai departe, și a spus cuvântul prima repriză, n-am reușit în sistemul 4-3-1-2, chiar dacă aveam în zona centrală supertate numerică, ne-au blocat destul de bine, n-am vrut să riscăm, ne-a fost teamă să pasăm între linii, pierdut ușor mingile, iar ei când au avut-o ne-a făcut să alergăm. Doar intervențiile lui Edvina s-au făcut ca noi să nu primim gol, niște intervenții extraordinare. Am suferit, a doua repriză a trebuit să schimb sistemul, n-am schimbat jucători, am trecut într-un 4-4-2 cu cei doi atacanți care, efectiv, ținând cont de cum am arătat prima repriză, am zis că va trebui să retragă, să lase fundașilor central să construiască și să prindă mijlocașul lor cu mijlocașul central, cu unul dintre atacanți. Am reușit să închidem mai bine culoarele, spațiile, am reușit câteva acțiuni de posese și ușor lucrurile s-au echilibrat, am început să prindem un pic de încredere, am avut și câteva situații de a înscrie și a venit acel gol, care până la urmă, sigur, că e meritată victoria, că nu e meritată, până la urmă sunt 3 puncte, vreau să-i felicit pe jucători pentru că au suferit și am arătat ca o echipă puternică, o echipă care știe să sufere și să câștige și când joacă mai puțin bine. Ați făcut apel de atâtea ori la suporteri, ați tot spus că vreți să jucați și pentru ei, astăzi 18.000 de oameni în tribună. Da. Cum e? Ce-ți dorești mai mult? Sigur, ca jucător, să ai stadionul plin, să ți se spună că sunt suporteri, sunt mândri de ei, iar ei să simtă bine. Am văzut iarăși alături de copii, am zis că chiar și înainte de joc să-i facă fericiți pe copii. Foarte mulți dintre ei au copilași foarte mici și vedem așa bucuria lor pe fețe atunci când câștigăm, vin, se bucură cu noi. Și suporterii, care vreau sigur să le mulțumesc, pentru că a fost într-un număr foarte, foarte mare. Cum se gestionează un prim loc pentru un club care nu prea e obișnuit să fie fost acolo? Acum trebuie să creștem ca joc și în astfel de condiții, când adversarul nu te lasă să joci, când vine peste tine, avem mult de lucru, trebuie să realizăm, să continuăm să facem lucrurile bune pe care le facem, să aibă încredere în ei, sunt jucători care au o calitate. E foarte important la fel și să analizăm ceea ce nu a funcționat astăzi, să corectăm. Vreau ca cei jucători care au venit mai târziu și ei să intre în ritm, sunt jucători care ne pot ajuta să vină cu un plus, dar până la urmă, sigur, ne bucurăm, sunt bucuros pentru suporteri, la fel vreau să dedic această victorie domnului Septimiu Câmpianu, m-am bucurat foarte mult, mai ales că eu îl apreciez foarte mult ca om și ca jucător. Am jucat alături de dânsul un om de mare, mare valoare și un jucător excepțional și vreau să-i dedic această victorie. Un alt aspect important și cu siguranță și o satisfacție în plus pentru dumneavoastră, faptul că aveți și doi jucători convocați la echipa națională a României, sunt ferm convins că și ăsta e un aspect. Da, avem 5 jucători convocați la echipele naționale, avem Chipciu cu Cristea, la fel Blănuță, Edvinas și cu Rață. Ce să mai, bucuros, cum să spun, relaxat în momentul de față, știm că avem foarte mult de lucru, putem să punem în următoarele zile, cele 2 săptămâni, să punem niște lucruri la punct, avem liniște, ei sunt fericiți, avem încredere unii în ceilalți. Ce-și dorește mai mult un antrenor decât să se afle într-o astfel de situație? Dar Dinamo astăzi, într-adevăr, mai ales în prima repriză, a doua repriză lucrurile un pic s-au echilibrat, arăta bine prima repriză.